Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române și la mulți ani! Suntem din nou împreună într-un drum pe care doresc să vi-l pun la inimă așa, crescând din clipă în clipă, spre întâlnirea noastră cu Hristos. Nu vă anunț de acum că este Paștele, deși știți că nu mai e mult până când ne întâlnim în zilele cele binecuvântate ale Învierii Domnului. Doar a încântat florile zdalbe, flori de măr. În schimb, ne apropiem de praznicul cel mare al întâlnirii cu Ioan Botezătorul și cu taina aceasta a botezului Mântuitorului Hristos. Cuvântul Evangheliei de astăzi, cuvântul Scripturii de astăzi este acesta. Dacă însă cineva nu poartă grijă de ei săi și mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credință, de credința sa și este mai rău decât un necredincios. Scrie Sfântul Apostol Pavel lui Timotei în prima epistolă, la capitolul 5, versetul 8. Să porți de grijă de ei tăi, de casnicii tăi, înseamnă de fapt ai spori în așa fel încât să-L poată întâlni și pe Dumnezeu pe calea vieților. Noi suntem dispuși să lăsăm moștenire copiilor case, averi, care le avem, care nu le au, de fiecare dată încearcă mai mult, se zdrobesc să dorească copiilor câte ceva, când de fapt important este să dorim pe cineva, iar dacă acel cineva este Iisus Hristos, lucrurile sunt cu atât mai importante și mai împlinite. De aceea, începutul anului poate că ar trebui pus sub această, grilă de valori, de exigențe. Pe cine dăruim copiilor noștri? În ce mod viața noastră se face pentru ei model, pentru a-L întâlni pe Cel care este, de fapt, modelul de plin al vieții veșnice? Cuvântul de întărire este din Hans-Urs von Balthasar, un teolog care mie mi-a plăcut foarte mult, tradus de curând de colegii de la Galaxia Gutenberg și care merită pomenit. Sfințenia constă în a îndura privirea lui Dumnezeu. E drept că a face față unui ochi pare a fi ceva pasiv, dar oricine știe cât efort cere acest lucru când se întâmplă în timpul unei întâlniri. De fapt, ce ne propune și Sfântul Apostol Pavel, și teologul acesta, și prorocul Maleahi, cel pe care l-am pomenit astăzi, ține această întâlnire cu Dumnezeu. Noi ne-am obișnuit să ne încărcăm bateriile doar de Crăciun, de Paști, de sărbători, cel mult, chiar de sărbători particulare, dar toată viața noastră e o întâlnire cu Dumnezeu. Tot ceea ce facem este o întâlnire continuă cu Dumnezeu. E o privire ochi în ochi. E, dacă vreți, o cântare a cântărilor, privindu-ne în ochi cu Dumnezeu. Când reușim să facem aceasta pentru viața noastră și din viața noastră, atunci și mesajul pe care îl primim și îl transmitem pe mai departe este unul de întâlnire, de bucurie, de privire în ochi cu Dumnezeu. Ce taină se ascunde însă aici, în întâlnirea cu Dumnezeu? În ce mod putem să ne apropiem de El și cum putem trăi cu El? E tema pe care vă propun anul acesta gândirii și sufletului nostru. Patriarhia Română a dedicat anul acesta părinților duhovnicești, acelor care au știut să se roage și să trăiască în Hristos. Să încercăm împreună. Mâine este o nouă zi.